o zi înainte de pornirea atacului, pe ziua de 5 iulie 1943, a venit un plutonier major și ne-a dat fiecărui soldat și fiecărui subofițer câte o carte poștală să scrim acasă. Multe din aceste cărți poștale au fost ultimele scrise de către unul din participanții la bătălia de la Kursk, pentru că pierderile au fost colosale și mulți n-au mai apucat ca să-și vadă familie. Zgomotul produs de o explozie, indiferent cum ar fi simulat, nu seamănă nimic, dar absolut deloc, cu realitatea. Această carapace are așa o rezonanță după o lovitură, încât nu mai percepți nimic decât zgomotul ăsta infernal. Chiar dacă cele mai mari bătălii de tancuri își au originea în cel de-al doilea război mondial, istoria lor se scrie acum 90 de ani, în 1919, când se înființa, practic, primul batalion de blindate, denumit Batalionul Carelor de Asalt. La 1 august 1919, la Giurgiu ia ființă Școala Carelor de Asalt. Am primit în destrare atunci 74 de tancuri de tip Renault 17 și data din 1 august a rămas ca, eu știu, dată care s-au născut tancurile în armata României. La numai un an de la înființarea Batalionului Carelor de Asalt, tanchiștii noștri au ocazia de a-și proba măestria la concursurile interaliate din Belgia, unde jurul acordă delegației române fanionul de onoare pentru națiunea învingătoare. E un motiv de mândrie ca la un an după nașterea armei tancuri să câștigi în Europa, în Belgia, locul întâi cu tancul din zestrat de atunci are 17 FT. Nevoile de suplimentare a tehnicii de blindate s-au concretizat în perioada 1937-1939 în achiziționarea a 126 de tancuri cehoslovace, Skoda LT-35 și a 75 de tancuri franceze Renault R-35, având indicativul R-35. Din octombrie 1941, trupele de blindate din România vor începe să fie organizate, conduse și instruite pe baza principiilor și doctrinei germane. La scurt timp, pe frontul de la Stalingrad, trupele române își îmbunătățesc tehnica de luptă ca urmare a livrărilor germane cu 11 tancuri mijlocii T-3 și T-4. Bătăliile pe frontul de la Stalingrad, precum și luptele defensive desfășurate în Moldova între 19 și 23 august 1944, au decimat practic divizia 1 blindate. Intrarea României în sfera de influență a Uniunii Sovietice a culminat, din punct de vedere militar, cu integrarea ei în blocul Tratatului de la Varșovia. Momentul de criză din 1968 a declanșat un proces ambițios de crearea unei doctrine naționale de apărare, având drept concept fundamental apărarea patriei de către întregul popor, aceasta conducând la dezvoltarea unui program de înarmare fără precedent. Accentul se punea pe înființarea unor mari unități mecanizate și de tancuri pe direcțiile cele mai expuse strategic. După criza din 1968, conducerea politico-militară la acea dată a generat nevoia de a ne fabrica tancuri și din 1968 până în anul 1996-97, România a fabricat sau modernizat tancuri. Procesul de reformă și transformare a armatei române, derulat atât înainte de aderarea la Alianța Nord-Atlantică, cât și după intrarea în NATO, a determinat transformarea și resubordonarea structurilor de tancuri. Acestea sunt reprezentate de Batalionul 284 Tancuri cu Zavodă din Galați, Batalionul 814 Tancuri din Turda, Batalionul 631 Tancuri de la Bacău, precum și de Centrul de Instrucție pentru Tancuri și Autopitești din organica Școlii de Aplicație pentru Unități de Luptă Mihai Viteazul. Seama tancuri în peisajul armelor din forțele terestre
reprezintă principala forță de izbire acestei categorii de forțe. Aș împărți misiunea tancurilor pe trei secvențe posibile. Pe secvența pe care o trăim, cea de pace, în care subunitățile și unitățile de tancuri se instruiesc pentru a duce lupta pe teritoriul național sau în cadrul alianței în afara teritoriului național. În situațiile de criză și război, arma tancurilor este în măsură ca, prin unitățile pe care o definesc, să poată acțiuni militare, cum am afirmat și anterior, fie pe teritoriul național, fie în cadrul alianței, acolo unde misiunile cer acestor tipuri de unități să opereze. În prezent, se poate afirma că nicio altă armă nu a cunoscut o traiectorie atât de spectaculoasă precum tancurile. Cu urcușuri și renunțări, cu evoluții tehnice rapide, tancurile sunt capabile să răspundă nevoilor de securitate ale României, fiind cea mai puternică forță de izbire a trupelor terestre. Tancurile conferă tanchistului senzația și cernea de forță, de putere, de caractere formate în greutate, în dificultate, multe limitări de ordin fizic, psihic în special, dar în ultimă instanță sunt niște bărbați adevărați, cei care mânuiesc și stăpânesc aceste mașini de luptă de peste 50 de tone. Tancul continuă să fie un actor extrem de puternic pe câmpul de luptă, nu întâmplător, eu știu, un argou militar. Tancul este considerat ca rege al câmpului de luptă alături de regina infanteria. Desigur, tancurile reprezintă pentru oricare armată, inclusiv pentru armata României, un factor de putere, un factor de putere militară deloc de neglijat. De asemenea, tancurile reprezintă și acel factor de descurajare pentru cei care trebuie descurajați. Cu ocazia zilei tanchiștilor, s-au emis o insignă de armă și un blazon aniversar care ascund în semnificația simbolurilor întreaga istorie a tancurilor. Deși tânără, arma tancurilor are totuși o tradiție care pe noi, tanchiștii, mai în vârstă, că suntem bătrâni, ne onorează, pentru că din mijlocul nostru avem un număr de tanchiști care au devenit eroi naționali. Acum, la ceasul aniversar care marchează 90 de ani de existență, nu ne rămâne decât să spunem onoare tanchiștilor români.